Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Sam, fraților. Bă, am revenit cu seria RPG 1 pentru că băieții deja au avansat, nu o să prea mai am așa de multe șanse pe nefrit pentru că v-am zis, am level 6 sau cât am. Aici am totul bazat, RPG 1 level 20, 108 din 78 RP-uri. Da, din referral, by the way, aveți referralul meu în descriere, intrați pe el, jucați-vă acolo pentru că da, puteți să m-a ajutat și pe mine cu RP-uri, bine, și cu bani, dar oricum RP-urile nu le folosesc, că vreau să rămân la level 20, o să folosesc doar banii. Și o să fac și giveaway-uri, by the way. Ok, hai să vedem unde este mașina noastră. Oh, ai că eram bazat, bă, nu am ce să zic, stai. Lannister. Unde este? Că nu vreau să despawnez. Aveam și casă pe ăsta, dar mi-au luat-o, că a trecut mai mult de o lună. Stai să văd unde e. E tot aici, așa-i sau? Bă, unde-i mă Lannister-ul? Asta e că nu i-am dat localizează. Doamne, ce nab pot să fiu, bă. Localizează, ok, să ne unde-i. Unde-i Lannister-ul nostru? Cred că e în Sfă așa. Da, e în Sfă, fac. Service taxi. Ok. O să chemăm un taxi. Bă, o să intru în facțiune din nou când o să fac orele necesare în ultimele două... Sau cât timp aici? În ultima lună, în ultimele două săptămâni. Doamne, m-am tâmpit de la Steam. Uite, am 6 ore în ultimele două săptămâni pe Steam în Samp, numai că... Oh, mi-a acceptat Flavius comanda. Nice. Hai să vedem. Bă, eu o să încerc să postesc cât de mult pot Samp, că acum am și eu timp, că e vacanță, calea... Da, aproape 200 de episoade de Samp, ceea ce e super mult, adică cred că sunt cam al doilea din România la episoade de Samp. Deci asta e super tare. Bine, că nu cred că al doilea, pentru că au și unii, și mai mult. Ce cu sensibilitatea asta, boss. Uite așa. Hai să vină și taximetristul după mine. Și... Da, băi, băieți, am mers deci cu planuri mari, să jucăm, să alea, să facem, să intrăm în facțiune, chestii, nu? Ca toți pârleția. Mai este într-un clan, nu ești nici într-un, nu sunt în clan, ok. Băieții m-au scos afară, mă. Bine, adevărul că n-am mai jucat de vreo 3 luni, n-am mai jucat sau ceva de genul, ia stai. Time sau, stai, au băgat actualizarea asta cu orele, adică 302,6 ore, nu se mai pune oră întreagă când joci jumătate de oră, știi? Asta e super fain. Ok, salut. Salut, frate. Du-mă să fă. Acolo la casele alea de lângă ocean, știi tu. Ok, hai că ne duce băiatul, e băiat de treabă. Distanță 1,9. A, aici cât a... Ce se aude, mâncați, ieși. Da, probabil o să se mai audă niște tâc 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 în continuu că se lucrează la mine în fața blocului. Deci n-am cât să fă. Ia, e gift? Nu, nu gift, get gift. Oh, respect. Unde e? Kill, CP, get gift. Hai, hai. Așa. Mă rog, o să mă duc eu cu mașina la gift. Că o să-mi iau info. Get, nu get gift, vă, nu. Vă localizează. Ok. Bă, oricum nu mă interesează că am bani cu durere în cur. Cât am? 141.000 cu 55.000, cam 200.000 aproape. Am avut vreo 600k NRG Inferno. Bine, și acum le-am NRG-ul și Inferno. Dar zic așa, ca ideea, aveam 600k NRG Inferno, aveam toate, toate. Bine, acum mai am NRG-ul și Inferno, dar ăia 600k s-au dus pe casă și casa ca am fost prost și n-am vândut-o și mi-a luat-o server, mi-a luat-o butul de la server, știi? Și RIP. Rest in peace, frate. Bă, se mai întâmplă că să fiu. Se mai întâmplă și nenorociri de astea, bă. Eu acum o să continui să joc așa. Dau comeback la tot ce am avut și aia e.
pentru că oricum am Samp, e seria mea preferată, mulți nu se mai uită la mine, decât nu mai fac Samp, acum sper să vadă că am început să fac Samp. Bă, na, dacă știi că nu murim, da. Dă-i. Așa. Aoleu. Mamă, ce era să ne dăm acolo când să ne răsturnăm, frate, ești nebun. Nu știe pe unde se ducă, e nehotărât. Bă, cred probabil o să vin și eu în taxi ceva pentru început sau... Nu știu, știți că pe contul ăsta am fost în... nu-mi vine să zic, bă, în school instructor, mă, să fum. Și Charles ăla, nu știu dacă mai e lider acolo, că am fost acum 6 luni, ești nebun, 5-6 luni am fost acum, 5-6 luni. Am intrat și era, au fost un lider super de treabă. M-aș duce înapoi la ei, numai că știți că după 2 luni de stat am ieșit pentru că n-am mai avut ce să fac în facțiunea aia. Deci de-aia probabil o să intru ceva PD, învăț regulamentul ca lumea pentru Bizon, că nu mai știu regulamentul așa de bine. Înainte intram cam în orice facțiune, știi, că știam ca lumea regulamentul, dar acum nu prea mai știu regulamentul așa de bine, știi, și na, trebuie să îl învăț. Sau, na, anus de la care să stea cineva cu mine. Pentru că dacă intru pe regulament, învățat oricum e OFV 3 din 3. Stânga aici. Nu aici, în față, așa. Nu stânga, lol. Să căză dreapta. Înainte. Ok, doamne, eu mă concentrez, vorbesc cu veșenița asta, să iau stânga aici, nebun. Hai că face băiatul bani de pe mine, mă. Ok, stop. Stop, man! Măsă. Baftă, și acum să-mi iau creș. Ok. Spamnează, localizează, ok. Chinatown, Sfâ. Ia să văd, mă, că scrieți dacă mi-a cumpărat cineva casa. Pei. S-a dat pe ideiul ei. Plată 884, nice. Ok. Câte ori am primit? Aveam 302, cred că aveam și înainte, dar na. Mă rog. Hai să prindem farurile, chiar dacă e ora 2. Aprinde farurile ca să părim șmecheri, you know? Oh yeah! Mă, mi se pare sonorul prea tare. Noi, ok. Da. Și, bă, pe Windows 7 s-ar putea să audă un pic mai nasol acum, adică eu sunt pe Windows 7 acum, că pe Windows 7 merge cel mai bine, pot să filmez și eu un full screen. Și... Da. Cât să zic, frate. Hai să vedem. Intrăm aici. Mergem aici sus, ia, uite-l, mă! Ia, cine mi-a luat? Doru, mă. Doru mi-a luat. Fai. Old good times, frate. Oricum mă mut în... Lăsăm. Adică, de ce nu? Hai să luăm info. Mă mut în zona Richmond, pentru că acolo e cel mai șmecher. Stai o secundă. În Richmond, pe aici vreau să mă mut. Stai. Uite, pe aici undeva. Pun checkpoint acolo. Unde? O fi. Pe acolo vreau să mă mut, e cel mai șmecher. Părerea mea, acum nu știu ce ziceți voi, dar mie mi se pare cel mai șmecher pe acolo. Au case cel mai șmecher, acum au rentul scump, că sunt mulți bulangii de aia cu rentul 5.000, nu 5.000, doamne. Nu 5.000. Au rentul scump, genunii, și eu cum stau cu slipul foarte mult, știți că eu îmi țin PC-ul deschis cam 24 din 24. Că de aia am și atâtea ore în jocuri, pentru că mai las jocurile deschise peste noapte, știți și voi chestia asta. Și o să-mi las cu slip-ul și uite-te, eu acum am 302 ore, level 20 și 114 din 78, că dacă dădeam bui level tot timpul, eu am și pierdut câteodată, că aveam odată 170 din 30 mi se pare și am dat by level și n-aveam cum premium, știi? Adică am și rosti multe, pentru că n-aveam ce face cu atâtea puncte premium, like, nu puncte premium, doamne, puncte de respect, știi? N-aveam ce face, pur și simplu cu atâtea și... Eu fac idle oricum foarte mult timp și dau și cu slip-ul, știi? N-am eu treabă chestiile astea și de aia. Vă rugați și cu referalul meu dacă vreți, by the way, vă iub dacă faceți chestia asta, da, vă iub. Chiar vă mulțumesc dacă vă rugați cu referalul meu, adică eu n-am nimic împotrivă. V-ați prins voi,
n-am nimic împotrivă, stați cu referalul meu pe sleep și vă mulțumesc. Am câțiva referal de level 7-8, nu știu pe acolo, dar văd că n-am mai jucat. De când am încetat eu să joc maxim 1 sau 2 mai joacă din vreo 20 cât s-au băgat pe referalul meu, știi? Deci, foarte puțin mai joacă de când m-am lăsat eu de Samp. Probabil că n-am mai avut ce face, știi? Pe Samp, pentru că eu așa mai făceam giver, mă mai jucam, știi? Cu ei, dar așa, până la mine, până la mine, ce faci? Adică, bine, nu știu de ce au... Nu știu de ce a depins de mine chestia asta, adică... Puteți să joci și fără mine, știi? Dar, da, păi mie, m-au reapucat, puteți să vă reapucați. Dacă vă uitați la episodul ăsta, hai că urcăm pe aici. Bă, na, am văzut că după un an încă se mai ceartă băieții că bag e din mai tare, bizonii mai tare și na, pe mine nu mai interesează chestiile astea. Eu joc pe unde îmi place și îmi place pe amândoia. A, ba da, dar n-are rent. Fac. Mergem aici sus. Da, aici probabil o să fie curentul mai scump. Hai să vedem. Aici cred că e rentul scump, nu? Rent 25. Eh! Nu e chiar scump, dar hai să mai găsim, pentru că v-am zis, eu stau cu slip-ul foarte mult și mi se duc nu știu câți bani, 250 pe noapte doar din rent. Și 250 e câvu. Repară mașina de aia 250 sau nu repar mașina de... What the fuck? Ah, aici știu că e rentul ieftin, că aici era un tip. Termi. Ah, rentul free. Ok. Parcăm aici, pentru că noi suntem barosan și parcăm aici. Slash rent room. Atât. Și avem și rent acum, băiți. Ăsta e licenses. Oh, respect. A, le-am validat că am fost în SFSI și mi le-au dat băieții fără test, știi? Adică le-am luat pe toate direct. Că n-am stat la discuții. Ok. Bă, acum hai să vedem ce job am, stați. Scrie ce job am sau mă duc eu să-mi iau un job? Serviciu. Curier, căsătorit cu Elo Panda. Asta mai trăiește, mă? Facțiune civil, rang, nu așa, serviciu, curier. Nu vreau curier. Cui job? Cui job, ui? Ai demisionat, perfect, jobs. Mă fac detectiv, că știu că am skill 6. Skills. Am skill 6 detectiv, skill 5, mă rog, nu skill 6. Și... Să dau fine pe player, nu de alta, știi? Că na. Și... Bine, skill-ul l-am făcut destul de ușor la detectiv. Că, na. Cât să zic, frate. Am dat find-uri multe, doar ca să intru la SPD, dar n-am mai aplicat la SPD până la urmă, știi? Adică am aplicat, mi-a dat acces și după aia nu mă mai chinuie, știi? Bine, n-am făcut eu nici nu știu ce măsa de aplicație, știi? Că eu de obicei când vine vorba de aplicații sunt foarte leneși. În facțiune mă descurc ok, adică având în vedere că am ieșit pe motiv de misie și nu pe motiv 3 din 3, eu zic că m-am descurcat destul de ok. Dar să te accepte lumea când te vede cu o aplicație, da, bine, pe Bison mai mult, știi, nu e ca pe Bugged. Ei vor aplicații de-astea lungi de 10 pagini de roman drecu, știi, dar eu nu pot să scriu atâta, n-am eu chef, nu-mi permite timpul să scriu atâta. Și nu că nu-mi permite timpul, că acum în vacanță am timp 10 ore pe zi, da, zic așa. Bine, și în vacanță o să mai iau meditații. Da, zic așa ca idee, frate, nu am ca în timpul școlii, știi? Și nu o să mai am timp așa de mult. Ok. Get job. Gata, mă, băieți. Aici nu e jobul de detectiv. Stai, de ce se blochează jocul? Hei! Bine, bă, se blochează jocul, ești un pic. Ah, lor, mă rog. Ok, și în episodul următor probabil o să mă duc să iau un RG-ul, pentru că imediat o să încheie episodul ăsta. Aoleu, nu te băga în mine. M-am încercat să bage la mine, ești nebun. Ok, hai să mă duc să repar mașina. Bă, pot să-mi bag și moduri, adică eu am băgat moduri, dar nu știu de ce nu merg. Probabil că-s pe versiunea pe Steam și... Wait. De tot timpul joc versiunea de pe Steam. Asta în Andreasului, că versiunea cred că are multe... virusuri. Da, multe virusuri, what the fuck, mulți virus. Și... Băi, să mă duc să dau get gift, frate. Și mai discutăm, dar asta e... De fapt o să-mi repar mașina după aia, au, are mulți virus și am versiunea de pe Steam, au fost drept cu 9 euro, știi? Deci nu-i avere, să zici că, mamă, ce avere, ești nebun.
9 euro, mă rog 10,99. Și eu vă zic că merită, pentru că uite, eu merge ok. Aaa, și mi-a foc mașina, nu mi-a luat foc, ok. Merită, stai. Spawn change. Casa. Ai ales să te spawnezi la casa ta. Da, frate, aia vreau, să mă spawnez la casa mea. Uite, reparăm aici mașina, că bubuie imediat, trec. Hai să mergem să o reparăm aici, unde? Uite aici. Mergi noi și don't get gift, ai. Mergem și dăm get gift și după aia mergem. Bine, probabil o să mai fac și episoade cu roburi, cum am făcut și înainte. Că am făcut și înainte episoade cu roburi, știți și voi. Și o să mă fac în continuare, pentru că oricum o să dau destule roburi. Acum că m-am reapucat, o să dau roburi, vă dați seama, drag. Și da. A, așa. Am răgăit. Ok, hai să vedem. Dreapta aici, bă, deci o să dau robul ăla și merem după aia, adică închis și episodul, că... adică eu n-am dormit de la ora 3, adică de 12 ore aproape, de 11 ore nu dorm. Și... și un pic somn, de aia nu trebuie să stau doar așa să dorm la PC. Bine, probabil o să-mi pun un film sau ceva, bine, o să stau pe scaun, că dacă mă pun în pat, o să adorm. O să mă uit la ceva film, că așa când stau în suspans, știi? Dar ceva horror, probabil, ca să mă țină în suspans, nu să... știi? Nu știu. Recomandați-mi filme horror, pentru că eu o să uploadez videoclipul ăsta fix după ce l-am filmat, l-am și uploadat și apuc. Adică 5 minute mie mi se uploadează, 5 minute, 2-3 minute mi se uploadează, știi? Și aveți timp, deci spuneți-mi repede un film horror în comentarii. Bine, n-apucați voi să vă uitați până aici. Eh. Hai să nu l-ați deschisă, că mai am 12%. Așa. Hai să mergem. Care este viteza ma... care... ce viteză prinde blista, blista compact? Știu când eram și eu la fel și... n-aveam bani, știi? Să-mi iau nimica. Ia, get gift. Ai primit 15.000. Bă, e ok. E de căcat, dar e ok, pentru că acum cum sunt mai sărăcie, nu. Bă, băieți, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Nu este să apăsați pe butonul de subscribe la canal și de like. Mi-a picat chestia asta, ok. Eu acum probabil o să mă sinuci și o să mă duc acasă și mă las pe sleep, pentru că da, v-am zis, o să-mi las caracterul cam tot timpul sleep, deci nu-mi trimiteți mesaje când mă vedeți online, pentru că o să fiu pe sleep. Hai, mereu acasă, bro, eu sper că v-a plăcut acest episod și noi ne vedem data viitoare. Salut!